Și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea nevăzută. Momentul luării unei decizii importante în viață este unul provocator, care ne stimulează atât rațiunea, cât și intuiția. Adică, atât mintea, cât și sufletul. Cum facem față acestei dualități? Ne va spune invitatul meu de astăzi, Raico Kuzmanović, fondatorul Metoda Silva România. Bună ziua, bine ai revenit la noi. Bună ziua, bine te-am regăsit. E o provocare, da? Este... Să iei o decizie importantă. Oh, da, 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 da. Este o mare provocare, mai ales că de multe ori trebuie să iei decizii care îți creează foarte multe emoții, îți schimbă starea emoțională. Așa că. cum să spun? Mintea, <laughs> da, rațiune sau da, sufletul? Rațiunea sau sufletul? rațiunea sau inimă, eu m-aș baza întotdeauna pe inimă sau pe suflet, pentru că, din punct de vedere rațional, opțiunile sunt puține. Și raționalul, întotdeauna, cum spun eu, suferă de miopie, adică nu vede pe termen lung la distanțe mari. Uh, însă sufletul nostru, intuiția, mintea, inima noastră... Are mai multe informații. Mult mai multe informații și vede lucrurile pe termen mult mai lung. Așa că întrebarea este, de fapt, când iau o decizie dacă vreau să-mi fie bine acum sau vreau să-mi fie bine mai încolo. Uh, de ce spun asta? Pentru că uneori, zona, uneori de fapt, aceste decizii alea mari, despre care vorbim pe de altă parte, înseamnă să ieși din zona de confort. Da? Deciziile acele mari ă, sunt o provocare, o provocare la nivel emoțional, pe de altă parte, și o provocare la nivel de convingeri, de multe ori. Așa că uneori deciziile care trebuie să le luăm, sau cea mai bună variantă pentru viitor, e una care s-ar putea să nu-ți convină în acel moment. Adică, chiar în acel moment, să zici că asta este o aberație. Însă, înainte de toate astea, trebuie să acceptăm și să înțelegem că acesta este un proces inevitabil și obligatoriu. Uh, procesul de decizional e ceva ce face parte din natura noastră și tot timpul luăm decizii. Așa că am. Văzut persoane care evită să ia decizie, astfel încât altcineva să ajungă să ia decizii pentru ei. De ce fac acest lucru? Pentru că le este mult mai ușor să arate cu degetul dacă nu iese bine. Din frică? Din frică. Însă eu le spun ceva ce nu le place. Este că totuși au luat o decizie. Au luat decizia de a, de a da voie ca altcineva să decidă pentru ei. Adică, și așa. Tot nu poți să arăți cu degetul spre alții, pentru că tu ai luat decizia să nu acționezi, ci să lași pe altcineva să acționeze în locul tău. Spune că este mai bine să privim în perspectivă, da? când luăm astfel de decizii. Am observat că mare majoritatea a oamenilor este tentată să ia o decizie privind beneficitatea de moment. Clar, clar. Pentru că întotdeauna uh, vrem să păstrăm zona de confort zona cunoscută, da? ne este frică de necunoscut până la urmă, pentru că și așa, cu greutate, am construit confortul pe care îl avem. Chiar dacă acel confort uneori este aparent, dar ne este cunoscut. Uh, ok, poate nu o să le placă subiectul acesta, dar de foarte multe ori, oameni rămân în căsnicii pentru că sunt obișnuiți cu disconfortul acela pe care l-au. Le este cunoscut, sunt obișnuiți și nu se despart pentru că este frică de necunoscut. Dacă va fi un disconfort și va mai mare. Și apar pe de altă parte și convingerile care sunt vârsta, la vârsta asta, cine ce și cu. La fel și cu locul de muncă. Hai, poate nu e vorba de căsnicie. E vorba de locul de muncă. Ești nemulțumit Soluția știi foarte bine care este. Dă-ți demisia și pleacă. Eh, acolo apar și mai multe convingeri, pentru că trebuie să ieși dintr-o zonă de confort și să pășești într-un necunoscut fantastic. Da? Ceea ce înseamnă că, ok, dau demisia și ce? Am de plătit rate, am deținut o familie, am deținut o casă, etc. etc. Deci, rațional, imediat îți face socoteală. Pe de altă parte, de ce să rămâi în acel disconfort, dar cunoscut? Ideea este că acel disconfort pe de altă parte, sub altă denumire de stres, se acumulează. Pentru că tu nu-l descarci. Și la un moment dat se manifestă. Se manifestă la nivel fizic, la nivelul corpului. Și ideea este că la un moment dat s-ar putea să se manifeste atât de dur și atât de violent încât să-i lași pe toți cu gura, cu buza umflată, cum se spune, da? Să fie pa la revedere. Pentru că n-ai luat -o decizia la momentul potrivit. Șo ok, eu spun celor care pleacă, lor -este, le este cel mai ușor. Ei și- au încheiat misiunea. Acum, ca să șocăm, da. să luăm un da. scenariu și mai da. dur. Da. Uh, dacă e momentul să schimbi și căznicia și, automat, și jobul? Eu zic că, în momentul în care ceva nu funcționează, e clar că trebuie, de fapt, făcută o schimbare. Da? În primul rând, trebuie să facem o schimbare. Uneori, schimbarea a însemnat, de fapt, nu neapărat schimbarea jobului, de exemplu, sau a căsniciei, ci schimbarea de atitudine, schimbarea de convingere, schimbarea de comportament, da? schimbarea de locație. Da? Hai să ne mutăm în altă parte, poate în altă parte o să ne fie mai bine, că da, uneori căsnicile nu funcționează pentru că stăm cu toată familia la un loc. Și sunt influențe vrei, nu vrei. Și de fapt cuplul funcționează foarte bine dacă este singur și nu dacă este acolo și cu alți participanți. Așa că întotdeauna, de fapt, o decizie înseamnă o schimbare în viață. Ideea este care este acea. Nu obligatoriu trebuie să fie una radicală, da? Ci pur și simplu trebuie să acceptăm că trebuie făcută o schimbare. Da? E un mesaj. În momentul în care avem probleme, de fapt, așa cum le place oamenilor să spună, probleme, disfuncții, disfuncționalități, sunt mesaje că trebuie să schimbăm ceva în viața. Da? Acum întrebarea este ce am de schimbat? Eu da? zic așa, să luăm cele două exemple, <laughs> că astea sunt cele mai provocatoare pentru oameni și cel da. mai des întâlnite. Da. Uh, nu neapărat căsnicia, un cuplu, cuplu, da, cuplu, cuplu. fie că e vorba de căsnicie, fie că e vorba de o relație liberă, și apoi jobul. Cum uh -huh. procedăm în fiecare dintre cele două situații? Uh, când vorbim de cuplu, în primul rând, uh, foarte important este comunicarea între cei doi. Comunicarea în sensul de a sta împreună, de a vorbi, de a povesti și dacă se poate cu sinceritate. Ce înseamnă asta? Alegeți vorbele, dar spune ce te deranjează. Spune ce vrei, spune cum vrei. Pentru că de foarte multe ori nu vrem să rănim partenerul, pentru că ne este frică că dacă îl rănim, ne va părăsi. O să se supere, nu o să vorbească cu noi și așa mai departe. Noi în familie avem un obicei, eu spun întotdeauna, care de fapt, mulțumită soției, l-am instaurat și este într-adevăr un obicei extraordinar. După care am mai citit câteva lucruri și ideea este să nu te culci cu dușmanul. Dușmanul este supărarea. Da? Deci nu te culca supărat, plin de ranchiună, plin de reproșuri. Și atunci. Ideea este că nu se culcă nimeni în casă, mă rog, cei implicați, până nu se lămuresc lucrurile. Și dacă asta ține toată noapte, ține toată noapte. Până nu ne lămurim, până nu curățăm lucrurile atunci când sunt proaspete. Asta înseamnă că trebuie să se încheie într-un mod favorabil pentru ambii parteneri? Uh, da, întotdeauna. Păi, am ales să, fim, să mergem împreună pe acest drum. Hai să vedem, ok, suntem diferiți, dar hai să vedem unde sunt diferențele ce putem să facem ca acele diferențe, de fapt, să fie constructive, nu destructive, da? să vedem. Uneori este vorba de interpretare. Da? Uneori, de fapt, poate să, să înceapă conflictul din interpretarea tonalității, deci paraverbalului. Da? Nu ce ai spus, ci cum ai spus. Și poate ai spus o chestie cu un ton doar în viteză, dar interpretarea mea, dacă nu mă duc să-ți spun chestia asta, o țin în mine. Și e de fapt o picătură. și sunt mici... Avem în viață, în relațiile noastre, avem, de fapt, se adună foarte multe picături, pentru că nu curățăm, nu spunem. Și la că final este pahară. una ultima, care este una banală, dar care de fapt trezește vulcanul. Așa, da? este. Așa că ideea este, hai fiecare cât se poate, da, picăturile alea să le curățăm, să ne spunem lucrurile. Da? Pentru că, până la urmă, am decis să mergem pe un drum. Nu știu cât va dura. Dar atât că durează, pentru că nu avem nici aici nicio garanție. Nici o garanție nicio garanție cert... da? în Cu nici toate că se spune că până la moarte ne va despărți sau așa ceva. Sau mulți cred că acea da? ștampilă de la Certificatul Da, primărie ștampilă. Pe Eu certificat... îi spun certificatul de garanție. Certificat. Este da. un certificat de garanție. Da, pentru că acolo văd, am văzut de foarte multe ori oameni schimbându-se. Radical. După ce văd acel certificat. Da, după ce vede certificatul de garanție, ești a mea, gata. Sau ești al meu și gata. Și se schimbă. Și spune, numai ești persoana care am cunoscut-o. Păi da, pentru că în, subcon în subconștient a existat un programel, un softuleț legat de acel certificat. Care nu garantează nimic. Nu până garantează absolut nimic. Singura garanție pe care putem să ne oferim sunt garanțiile reciproce. Da? Și ideea este, de fapt, dacă ne-am așezat să mergem pe un drum cât o dura el, hai să-l facem să fie cât mai plăcut. Da? Pentru că ideea este dacă, la un moment dat, ajungem într-o intersecție în viață, unde drumul meu îmi duce într-o parte, drumul tău în altă parte, ideea este să ne strângem mâna și să rămânem prieteni și să spunem a fost frumos cât a durat. Da? Nu este simplu. Nu spun că este simplu și ușor. Da? Pentru că foarte multă investiție emoțională, în primul rând. Dar, pe de altă parte, ideea este să clădim și o prietenie. O relație, o chestie de încredere. Deci, până la urmă, mă încred, mă încred în alegerea făcută. De ce? Pentru că ideea este să nu ajungem să spunem am făcut o alegere proastă. Dar, de fapt, n-am făcut-o, pentru că mi-a plăcut. Dacă mă uit în trecut, mi a plăcut toate alegerile care le-am făcut. Că ele nu mai funcționează acum, e altceva. Și aș vrea să mai luăm un scenariu care este frecvent întâlnit în viața de zi da. cu zi. A, ajungi în intersecție, așa cum spuneai tu, și mai apar alte personaje. Întotdeauna vor fi acolo. Nu numai în intersecție, <laughs> ci și pe drum vor fi personaje și personaje. Și ajung acolo, uh -huh. în acel cuplu. Da. Cuplu care hotărăște să meargă pe același drum. Mm -hmm. Cum se împacă cele două? Știi la ce mă refer. Adică când în, într-un cuplu ce apar cei trei. Ce trei sau cei patru. <laughs> ce că patru. pot fi și patru, da. nu neapărat trei. Da. Uh, știi cum e? Luând-o așa mai larg, sunt mesaje. Sunt mesaje. Sunt uh, provocări. Da? Pot fi mesaje care îți spun că ai de lucru, da? Sau pot fi mesaje care spun, ok, aici se încheie povestea. Da? La fel e și cu locul de muncă. Da? Sunt momente când, ok, simți că scârțe, scârțe, dar tu nu e decizia, ci stai acolo. Stai acolo până când viața zice, ok, m-am săturat, te dau afară. Vorbim și de locul da? de muncă. Și se restructurează postul sau așa ceva. Ideea este că în momentul în care simțim, sunt niște semnale, uh -huh. întrebarea este ce am eu de făcut ce trebuie eu să schimb ce, unde cum trebuie eu să acționez pentru că până la urmă orice decizie este și o schimbare orice schimbare este de fapt o decizie luată înainte de asta așa că primul pas este să întreb să ok ce am eu de făcut că clar este un semnal mm -hmm. clar este un semnal uh, poate am de lucru asupra mea acum putem să mergem cu diverse povești la infinit. Poate sunt multe programe din subconștient provocări unde o să zică că, pe știi, de fapt monogamia nu există. Ok, deci asta nu ține de, de căsnicie, ține de un alt concept, de cu totul altceva. Da? Asta este. Și atunci ea o să decidă ce e de făcut și cum este de făcut. Uh, dacă putem să ne înțelegem pe acest drum în acest mod sau altfel. Da? cuplu și cupluri, până la urmă, știi cum e, se spune că cine se aseamănă se adună, așa că, de fapt... Legea atracției. Da, legea atracției. Da. Uh, e adevărat că de multe ori suntem și diferiți, dar, în esență, da, ne asemănăm, ne adunăm și atunci alegem acel drum. Uh, cum se... Nu știu, nu există o rețetă, știi, cum să gestionezi situația respectivă. Eu cred că întotdeauna întrebarea este când te afli într-o asemenea situație uh, să verifici dacă tu ești mulțumit. Și cu siguranță nu ești mulțumit și atunci trebuie văzut ce și cum să facem. În Silva uh, avem tehnici ca, prin care să obținem informație, bineînțeles. Și că dacă de fapt ne e vorba de ideea. Dezvălui da. e câteva vorba de, dintre ele. Da afla această uh, informație. Însă, până ajungem acolo, uh, trebuie ținut cont că sunt doi participanți întotdeauna. Da? Într-o... în această comuniune, în, aceast, în această înțelegere de a merge pe același drum. Deci, e un parteneriat. Și de aia spun că e foarte importantă această comunicare. Pentru că dacă nu există atunci a fiecare din nou derulăm niște filmulețe scenarite în cap și chiar și emoționale câteodată, nu mă mai iubești, pe așa este, dragoste vine și pleacă, nu, dragoste își schimbă forma. Da? Ok, la început te îndrăgostești, după care ea își schimbă forma, dar e o emoție care trebuie hrănită. E o relație care trebuie permanent construită. De aceea îi spun certificatul de garanție. Pentru că oamenii au impresia că din clipa aia, gata, ești a mea, nu mai trebuie să fac nimic, acum n-ai ce să faci, da, și pot să fac ce vreau eu. Nu. E o relație care trebuie construită permanent. Permanent. Și sunt găsită... și provocări pe parcurs, evident. Absolut, întotdeauna vor fi provocări. Întotdeauna vor fi provocări. Dar asta e motivul pentru care, în primul rând, comunicarea este de bază, aia dureroasă. Adică, aia neplăcută, hai să-i spun așa. Adică, în momentul în care, în comunicare, în care să-mi spun oful, nu cu reproș. Da? Mare atenție, nu cu reproș, ci doar, ok, asta este ceea ce m-a deranjat ce ai făcut. Pentru că de foarte multe ori oamenii o iau personal. Uh -huh. Da? Și atunci trebuie să distingem. Nu mă deranjezi tu, mă deranjează ce ai făcut m-a deranjat. Atitudinea, nu Atitudinea, tu, care nu ești tu. Nu tu, eu pe tine te iubesc. Da? Ești soarele și luna de pe cer. Dar aș dori, aș prefera chestia aia să o faci altfel și așa mai departe. Deci e foarte important și modul în care comunici. Să, -ți exprim, să ne exprimăm preferințele, da? Nu prin reproșuri, ci prin prisma mea, da? Deci nu arunca vina pe el, de, nu este ținta care trebuie omorâtă, da? ci e mijloc, deci e foarte important modul în care și spunem aceste lucruri, ca să nu fie, să nu creăm de fapt un conflict nou, ci să lămurim conflictul. Deci, asta o odată. Totuși, dacă ajunge în intersecție, indiferent de ce subiect până la urmă este, în momentul în care nu știi încotro să o iei, pentru că în viață sunt multe momente de acest gen, nu numai personal, profesional, material, financiar și așa mai departe. Tehnica pe care eu recomand la curs întotdeauna este și preferata mea oarecum. Se numește tehnica paharului cu apă. E o tehnică foarte frumoasă pentru că prin ea obții informația care este varianta cea mai bună. Surpriza poate să apară, pentru că dacă tu știi varianta A, B, C și C, să fie varianta F. Asta este frumusețea acestei tehnici, că ea ia în considerare totul și îți dă informația pe termen lung care este varianta cea mai bună. Deci tehnica... Nu pe termen scurt. Și deci, ca să facem o paranteză, deci tehnica paharului cu apă care circulă pe net, că apa ți îndeplinește dorințele, e cu totul altceva. E cu totul altceva, <laughs> da. Cu toate Aici că o scrie Cosé Silva, face referire la. El. De vorbim de informație. Vorbim de accesarea informației, de fapt. Exact. Folosim apa pentru că, pe de altă parte, suntem făcuți din apă, în proporție de 70-75%, da? Și atunci, în momentul în care fac tehnică, eu dau informația apei, care transmite mai departe informația corpului meu, minții mele și așa mai departe. Pe de altă parte. Studiile ne confirmă că apa are capacitatea de a reține informația. da. Și atunci, și asta este un plus. Deci, in, in, implicit, am dat corpului meu o nouă informație și o nouă sarcină, respectiv de a găsi acea informație. Subconștientului, de fapt. Exact, subconștientului. E, ceea ce se întâmplă, partea frumoasă acestei tehnici, este că n-ai cum să influențezi informația. Asta este toată ideea, pentru că, uh, în principiu, ea vine independent de voința noastră, fie printr-un vis, fie printr-un eveniment pe parcursul zilei, e o sincronicitate. E un eveniment care îți aprinde becul, spui, wow, asta este, da? Acum nu știu dacă o să-ți convină răspunsul <laughs> pe de altă parte, dar tu primești informația, foarte important pentru tehnica asta, da? E o tehnică prin care obții informația care este decizia cea mai bună pentru tine și ce implicații? Este posibil, facem o paranteză, să confunzi această informație? Adică să nu decodifici corect? Să interpretezi. Este posibil. Orice e posibil. Și atunci repeți tehnica. Și atunci recomandarea mea este să faci pauză și să repeți tehnica. A doua informația o să vină sub altă formă, mai clară. Da? Deci nu, nu este o chestie repetitivă ca și modul de manifestare informației, ci e sub altă formă ca să-ți fie mai clar. Ce însă trebuie să știi foarte clar este că tehnica nu ia decizia pentru tine. Tu primești doar informația, decizia este a ta. Cum să acționezi mai departe. Și aici vreau să lămurim niște lucruri și primul lucru este că orice decizie ei, orice decizie ai luat și orice decizie vei lua, este cea mai bună decizie care poți să iei. Și subliniez, asta pentru că am întâlnit oamenii care își petrec foarte mult timp regretând decizii. decizii. Întrebarea este, dacă ai fi știut atunci, în clipa aia, mai bine, deci dacă ai avea mai multe informații, ai fi luat o altă decizie, da, perfect. Asta înseamnă că neavând acele informații, ai luat cea mai bună decizie. Bazându-te pe ce ai putut să te bazezi tu în momentul acela. Regretul nu te ajută cu nimica. Nu poți schimba trecutul. Ba chiar creează vinovăție, auto-vinovăție. Oh, și vinovăție și niște emoții foarte neplăcute, dar senzații neplăcute, care retrăind de fapt acel trecut în acest mod, tu de fapt îl retrăiești la prezent și generezi din nou mult stres, multă nemulțumire. Și poți influența viitorul. Și în continuare, în loc să te ocupi de a modifica prezentul, ca să ok, da? Poate este un uh, exemplu banal, dar ideea este să înțelegem în conceptul. Cred că toți am schimbat așezarea mobilei în casă. Măcar a unei piese. Poate nu toate, dar nu e piese. Înseamnă că atunci când am modificat locul unde stătea nu știu, canapea, fotoliu, era prost, a fost o decizie? Nu. Doar am, bunătă, am îmbunătățit, modul, am schimbat ceva, găsindu-i în alt loc. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care am descoperit că, de fapt, puteam mai bine, am evoluat. Și atunci ia experiența aia și următoarea decizie iau cu experiența acea Pentru că dacă ve îți vei petrece regretând, atunci vei lua, vei lua următoarele decizii cu experiența regretului. Nu cu noua experiența descoperirii că se poate și mai bine. Până la urmă, viața este o evoluție continuă, permanentă. Dacă ne petrecem timpul regretând, nu avem cum să evoluăm. Nu avem să, cum să mergem înainte în viață într-un mod plăcut și mulțumit. Și o schimbare că... permanentă. Că și o schimbare de permanentă. Da, nu, atunci o să faci tot timpul schimbări și decizii ca să regreți. Pentru că Universul zice că, bă, ți, ți place să regreți. Foarte bine, îți dau alte motive, alte situații ca să iei decizii proaste, între ghilimele spus, ca să te ocupi de regret. Așa că oprește-te din regret, opriți-vă din a regreta deciziile, asta este, da? Și hai să vedem ce pot face acum, să schimb ce am de schimbat acum, astfel încât viața mea să fie mai bună. Și atunci o să ajung la un moment dat să mă uit și zic, ia uite cât mi-am petrecut regretând și cât de simplu a fost. Mai bine bea apă, cum da. spiritul de mai, mai bine, mai bine bea niște apă. Uh, cu siguranță acum spectatorii se întreabă și cum se face tehnica da, te rugăm să ne spui. Am mai vorbit noi pom. în emisiuni de ea. Da. Eu am făcut-o, să știi, și funcționează foarte funcționează. bine. <laughs> da, funcționează. Perfect. foarte bine. Super. Deci ai experiență. Am experiență, că am fost la tine la curs și am învățat-o și îți mulțumesc. Și că... ai aplicat-o. Și am aplicat-o. Da. Deci ai și experiența modului în care vine informația. informația da. Mie da. mi-a venit prin vis. Prin vis. Trei seri la rând, Trei din seri... ce în ce mai prin clar. Din ce, ce mai <laughs> clar. Același vis, da. perfect. La mine, de exemplu, informația îmi vine prin sincronicități din timpul mm. zilei, prin evenimente care sunt neașteptate da, și care au legătura cu întrebarea pusă. Și vreau să fac o paranteză, uh, confirm asta, pentru că mie de regulă mi se întâmplă să nu țin minte visele, mm -hmm. dar făcând tehnica paharul cu apă am avut toate detaliile. Excelent, Splendid. <laughs> și ai ținut minte, și am ținut toate, minte trei. Toate, da. toate trei. A, și cum au mai fost, fost și niște sincronicități pe, pe parcursul zilei. Pe parcurs, care ți-au confirmat pentru da. că ești obișnuită cu sincronicitățile da. și atunci ele ți-au confirmat <laughs> informația. Acum decizia rămâne da, să rămâne o, iei. o iau eu. Da. A, ce iarăși este foarte important de știut este că acea informație are un termen de valabilitate. Nu este valabil toată viața, pentru că viața, universul nu încremenește așteptându-ne pe noi să luăm îmi... decizia. Deci ea continua. Ceea ce înseamnă că trebuie luată decizia într-un timp cât mai scurt, cât mai benefic, atât cât să prind acel tren. Hai să vedem cum se face această Da, Cum tehnic? facem tehnică? În primul rând, ne trebuie un pahar simplu, obișnuit. Recomandarea este să fie de sticla, transparent, simplu, deci să nu conțină coloranți oxizi și așa mai departe. Nu trebuie să fie o sondă. e un pahar de 0,2, 0,3 cât este 0,2, cred. Deci apă, nu, suc, a, nu Apă macem, plată, așa. apă plată, nu Mineralare, carbogazoasă, nu carbogazoasă, nu sucuri și alte lichide care conțin Nu alcool la bere <laughs> și prinț și așa mai departe. Deci apă plată. Uh, și tehnica are două etape: Una seara, prima seara și a doua etapă este dimineața. Așa că seara înainte de culcare, deci chiar înainte de a te băga în pat și să adormi. Foarte important asta. Deci, înainte de culcare, în sensul că fac tehnica, și după care mă mai uit la televizor sau mai citesc o carte. Deci, după ce ai făcut tehnica asta, trebuie să te bagi în pat și să adormi. Deci, lumina stinsă și somn. Eh, înainte de a mă culca, am umplut paharul cu apă, determin întrebarea care am depus, da? pentru că se pună un fel de întrebare. Și aici, din nou, fac o paranteză. Recomand înainte de asta să te așezi și să scrii câteva variante de întrebare pe hârtie, pentru că e foarte important ca întrebarea să fie clară, scurtă și la obiect. Și nu două, într nu două întrebări într-una. Nu două într-una sau întrebări vagi, nu știu, oare o să termin facultate? Dacă vreau o să o termin, dacă nu vrei, n-ai s-o termin. Sau să-mi schimb jobul. Deci. Nu întrebări gene puse în mod general, ci trebuie să fie pe subiect cl și clare. Da? Uh, ceea ce înseamnă să mă duc la examen sau nu, de exemplu, dacă tot vorbim um, în um, pomeni de, de învățământ. Uh, eu zic să te duci oricum, să nu bei apă și du-te la examen, indiferent cât Hai ai să învățat. luăm un exemplu da. legat de servici. Dacă ai, uh, uh, cum punem întrebarea? Ok. Cum punem întrebarea? formularea de început este asta este tot ceea ce trebuie să fac. Da? Și asta, asta este tot ceea ce trebuie să fac, puncte, puncte. E, și acum, puncte, puncte, acolo trebuie tu să adaugi formularea. Asta este tot ceea ce trebuie să fac ca să aflu dacă să-mi schimb serviciu sau nu. Aici sunt două... Dau și timp? Sunt două variante. Nu dau niciun timp. Nu dau niciun timp, ci pun întrebare așa. E foarte clară, e foarte simplă. Sunt aceste două variante. Nu se exclude și a treia. Sau a patra, a cincea, a șasea. Dar sunt două variante pe care eu acum le știu. Da? Sunt nemulțumit, ai tot felul de argumente, dar vreau să știu dacă e momentul să-mi schimb jobul sau nu. Ce înseamnă a schimba jobul, pe de altă parte, eu aș merge pe etapa 1. Să-mi dau demisia sau nu. Să plec sau nu. Uh -huh. Da. Ca a schimba jobul, e așa. Deci, ești angajat? Da. Ok. Rămân sau plec. Astea sunt cele două variante. După care, și face asta în timp ce bei aproximativ jumătate din apa din pahar, cu ochii închiși, ridicați puțin în sus. Deci, acum ca să o iau cronologic, umplu paharul cu apă, da? mă așez pe marginea patului, sunt pregătit de culcare, închid ochii, îi ridic puțin în sus și în timp ce beau aproximativ jumătate din apa din pahar, Spun. Asta e tot ceea ce trebuie să fac ca să aflu dacă să-mi dau demisia sau nu de la locul de muncă. Simplu. După care, bineînțeles, deschide puțin ochii ca să nimerești în osfiera, da? Te bagi în pat și adori. Dimineața, când începi ziua, da? Deci ora, te uiți la ceas, normal, dimineața și atunci dacă e ora la care îți începi ziua, atunci bei restul de apă. Spun restul de apă pentru că am spus, aproximativ jumătate. Cât vei bea seara și cât o să rămână pentru a doua dimineață, o să constatăm că de, diferă de fiecare dată. Ideea este că dimineața se bea restul de apă, tot așa, cu ochii închiși, ridicați în sus și folosind aceeași formulă, aceleași cuvinte. Deci nu schimb, da? nu adaug floricele și nu știu ce, și cu culori și da, așa. Da, mi mi-a mai venit mie deci o idee. Da. E întrebarea trebuie să fie aceeași. De-aia spun întotdeauna uh, lămurește cum să sune întrebarea, să fie clară la obiect și după aia ai formula pe care o folosești. Bun. Și asta este primul ciclu. Prima zi. Dacă în timpul nopții nu ți-a venit niciun vis, bei restul de apă dimineața și evită să te gândești la acest subiect. Dacă în timpul zilei nu s-a întâmplat nimic semnificativ, atunci a doua zi repeți aceeași procedură. Dacă nici în a doua zi nu ți-a venit nicio informație, repeți și a treia zi aceeași procedură. Dar dacă ți-a venit informația din prima zi, mai repeți procedura seriile 2 și 3? Nu, dacă ți, este, dacă ți este clar în prima zi că ăsta este răspunsul, nu mai este nevoie să Mie repezi. mi a fost clar, dar am repetat pentru dar confirmare. Dar repetat <laughs> pentru confirmare, pentru siguranță. Asta se întâmplă la început, uh -huh. știi, vrei să fii sigur. Ce însă este important. Este că dacă în timpul zilei, dacă în timpul nopții, de fapt, n-ai visat, atunci te aștepți în timpul zilei să vină informația. E, cheia este ca după ce ai băut apă dimineața, dacă se poate pe parcursul zilei să uiți de subiect. De ce? Pentru că informațiile vin sub tot felul de forme. Uh, am oamenii care au venit și mi-au spus, știi, am deschis televizorul, ceea ce nu fac de obicei dimineață, și jos pe crol scria răspunsul. Alții vin și spun, pe am deschis radio ceea ce, în principiu, nu prea fac în momentele acelea, și primul lucru care l-am auzit, sau era o melodie, era un cântec, care ăla era răspunsul. Imi, imediat ți se aprinde becul, sau unii au cumpărat reviste, ziare, cărți, S-au întâlnit cu oameni care deodată au început să le povestească răspunsul. Dar așa, zice, wow. E, care este ideea? Ideea este că dimineața după ce ai băut apă, nu te-a tu să cauți răspunsul. Pentru că dacă îl vei căuta, vei fi prea atent, vei crea niște așteptări și când vine informația, s-ar putea nici să nu o recunoști. Sau s-ar putea să vină și să zici, băi, nu, ar trebui să vină altfel. Așa că ideal este dimineața să uiți de subiect și prin asta impactul cu informația va fi suficient de puternic încât să înțelegi ăsta este Mesaj. răspunsul, acesta este mesajul, aceasta este varianta cea mai bună. E, acum, dacă în trei zile nu-ți vine nicio informație, sau poate ți-a venit și n-ai observat-o, da, observat eu zic întotdeauna vine, dar nu reușim să observăm întotdeauna, atunci se face o zi de o pauză și se repetă procedura cu aceeași întrebare. Aceeași întrebare Eventual analizează puțin întrebare dacă poate și întrebarea a fost un pic ambigua, vagă, da. ambigua sau. Da? Acum din experiență personală știu pentru mine de exemplu în momentul în care nu primesc niciun răspuns este răspunsul ce da? înseamnă asta? pentru mine personal pentru mine când fac paharul cu apă și nu am niciun răspuns, înseamnă că n-am de luat nicio decizie. E ok. Uh, ceea ce unor nu-mi convine. Adică, <laughs> adică dacă... aș vrea să schimb ceva și paharul cu apă zice asta... nu. E ok, ești pe drumul bun. Vreau. Ai răbdare. Știi? E Știi? Uh, uh, cu tehnica asta, până la urmă, Vom exersa uneori și răbdarea. Vreau să facem o precizare, pentru că ai spus că pentru tine, dacă nu primești da. niciun răspuns, înseamnă că nu mm -hmm. ai de luat nicio decizie. Dar dacă pui întrebarea, trebuie să-mi dau demisia sau nu, și îmi vine mm. informația, trebuie să traduc eu că nu trebuie să-mi dau demisia? Tu știi. <laughs> pentru tine, tu știi. Pentru mine. De ce? Mai ales lipsa răspunsului. Nu, ca să a, E vorba de interpretare. Deci trebuie prin experiența să-ți dai seama. Și de-aia de spun ok, nu ți-a venit niciun răspuns. Fă o zi de pau, o, zi, -o uh -huh. pauză, poate și o săptămână dacă nu arde, da, și repetă încă o dată tehnica. Și atunci când îți vine a doua oară răspunsul, îl corelezi cu faptul că nu ți-a venit răspunsul și știi ok, deci când nu vine răspunsul, cam asta ar trebui să fie. E da sau nu. Ce însă se poate întâmpla am avut cazuri. Nemulțumire cu locul de muncă. Plec sau rămân. Nici una, nici alta. Ci deodată s-a creat un nou departament unde a fost mutat persoana respectivă și totul a fost ok. Deci, n-a rămas pe poziția aia, a rămas în acea firmă, dar pur și simplu lucrurile s-au așezat încât totul s-a schimbat și a fost foarte ok. Așa că, uneori, de fapt, răspunsul poate să fie chiar și soluția în sine, pentru că se va întâmpla, dar nu trebuie să excludem că dacă tu știi două variante sau trei, că nu există și a patra, a cincea, a zecea, a cincea și a infinită. Ideea este însă, când primești informația, dacă ea nu face parte din, <laughs> din cele cunoscute, să o accepti. Pentru că uneori soluția este extrem de îndrăzneață, extrem de provocatoare, care îți va cere să ieși din zona de confort. Foarte mult uneori. Da? Adică să renunți la ceva. Am lucrat în multinațională și la un moment dat oricâți bani aș fi câștigat, nu mai, nu mai puteam să... Nu mai rezistam pur și simplu atmosfera, Energia nu era ok. Adică, efectiv, oricât m-aș relaxa, oricât a silva aș face, sănătatea mea era afectată. Și atunci am băut paharul cu apă. Răspunsul mi-a venit printr-un cântec. Da? Și ce vreau să spun? Mi-a venit răspunsul să plec. Am plecat în glorie, ceea ce a fost foarte ciudat. Și bineînțeles că vine următoarea întrebare. Și acum unde te duci? Ce face? Nu știu. <laughs> e, asta este ceea ce pe toții zăpăcește. De ce? Pentru că teoretic, marea majoritate ar vrea să... Ok, dau, îmi dau demisia, bine. Da. Ok, care e variantă varianta următoare? Hai să fac paharul cu apă să văd care varianta următoare. Uh, S-ar putea ca fix în acel moment să nu existe varianta următoare, ci varianta următoare să fie peste un pic timp. Dar, trebuie să faci loc pentru varianta următoare. Da? Adică, dacă nu te eliberezi de aici, n-am cum să te angajez în altă parte. Da, dar oamenii văd această situație ca pe și un aici risc. Este, și aici este provocarea, pentru că avem această tendință de a sta în zona de confort și de siguranță, da? Că până la urmă asta e o chestie naturală, da? Avem nevoie de adăpost, avem nevoie de mâncare, și serviciul ne oferă chestia asta. Însă, <coughs> însă, ceea ce se întâmplă este că, de fapt, uneori, ca să găsești o peșteră mai bună, hai să zic așa, trebuie să ieși din peștera ta. Nu poți să stai în peștera ta, așa frumoasă cum este, mititică, da, oropsită, și să zici, ok, să vină peștera aia mai mare să se arate ca să mă duc acolo. Deci trebuie să ieși din peștera ta să te duci să cauți și peștera cealaltă. Nimeni nu-ți dă nicio garanție că ai să o găsești din prima zi, din prima oră. S-ar putea să ai nevoie de săptămâni, dar trebuie să ieși din peștera aia, să te expui pericolelor, da? între ghilimele spus, ca să ajungi la, în acel loc. Eu asta denumesc ca și ponton. Da? De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor vor. Să joace la sigur. Ce înseamnă asta, să sărim dintr-o barcă în alta. O dată, că este destul de tricky, că am în două platină, și pe de altă parte, pentru că nu înțelegem că, de fapt, viața nu vrea să ne dea o barcă. Viața ne-a pregătit un iaht mic titel. Dar ca să poți să te sui din barcă în iaht, ai nevoie de ponton. De acest moment intermediar unde din barcă să sui pe ponton și de pe ponton pe acel iahtuleț. Da, dar noi nu știm când vine iahtul și cât stă pe stii, ponton. E, tuturor ne este frică de acel ponton, pentru că uh -huh. momentul în care te-ai suit pe ponton, barca ta pleacă sau se scufundă. Și iahtul nu se vede. Însă, vreau să subliniez că săritul dintr-o barcă în, al, ba, în altă barcă este tot o barcă. Doar că arată altfel, dar este la fel de șubredă. Ce înseamnă asta? Sunt foarte multe persoane care uh, vor să facă schimbarea jobului, trimițând CV-uri, uh, mergând, luând și vacanță, concedii medical ca să se ducă la interviuri și așa mai departe. Este fix aceeași poveste. Sar dintr-o barcă în alta. Vrei să faci o schimbare calitativă? Fă o pauză. Spune ok, mulțumesc că a fost frumos cât a durat. Și ce ai să faci mai încolo? Pauză sunt în pauză și aștept ceva mai bun. Și sigur vine iahtul. Sigur vine. Altfel este săritura dintr-o barcă în alta și foarte repede o să ajungi la un nivel de nemulțumire care l-ai avut și înainte. Doar mediul s-a schimbat, locul de muncă, dar nemulțumirea este aceeași. Reco, acum obiectiv vorbind, așa privind de jurul nostru, foarte puțini oameni așteaptă pe ponton. Pentru că da. nu-și asumă riscul. Da, da, da. Pentru că raționalul este foarte puternic acolo. Uh -huh. Da? mai ales dacă mai ai și niște rate, mai ai o familie de întreținut, clar, raționalul va fi acolo. Întrebarea este, pe de altă parte, când vei acumula suficientă nemulțumire și sănătatea ta, clar, nu o să mai fie aceea. S-ar putea chiar să acumulezi atât de multă nemulțumire încât, într-o fracțiune de secundă, să nu mai fi. Cine mai plătește ratele? cine mai hrănește familia aia? Tu ai dispărut. Da? Și în nemulțumirea ta. Da? Decât să treci printr-o perioadă provocatoare, dar trebuie să acceptăm că universul ăsta lucrează cu dualități. Ceea ce înseamnă că în momentul în care am o problemă, există și soluția. Nu apare problema fără soluție, dar nici soluție fără problemă sau provocare. Deci e un mariaj obligatoriu. Dar așa cum există zi și noapte, da, așa există și problema cu soluția sau soluția cu problema. Doar că de foarte multe ori, pentru că așa am fost educați, nu vedem soluția. Da? În ce sens? Mă, nu-mi place jobul ăsta. Care este soluția? Un job nou. Păi, și atunci care este lucrul logic de făcut? Închid aici și se va deschide aici. Nu. Eu vreau să se deschide de aici ca de aici să mă bag like acolo. Aici. Nu întotdeauna funcționează așa. De fapt, cele mai calitative schimbări în viață și decizii în viață și informații sunt acele luate când ești pe ponton. Nu știu cât o să stai pe ponton însă. Da, Eu știu că în momentul în care iau decizii așa mai importante cum a fost acea de a pleca din multinațional, de a veni în România și așa mai departe. Eu am, să zic așa, o perioadă de aproximativ 2 ani de stat pe ponton. Pentru Bun, asta pare nu pare am... mult. Da, pare mult. Dar acum când mă uit în urmă, wow, cât, de, cât a meritat să stau 2 ani de zile. Da, e adevărat că în 2 ani de zile ia pe ponton, am băut mult apă. <laughs> am băut multă apă, mai ales la început. Știi cum e? Ești începător, ok, Ți-ai ascultat instinctul, ți-ai ascultat uh, mesajul, ai luat decizia și acum poate sunt totuși prostul care a înghițit gălușca și atunci bei niște apă ca să-ți dai seama dacă e ok sau nu este. Asta este partea, pentru mine a fost întotdeauna o parte foarte provocatoare, da? pentru că vreau să mă asigur că totuși e ok, n-am ratat ceva. Această tehnică, mai avem câteva minte la dispoziție da. și vreau să înțeleagă telespectatorii. Această tehnică se poate aplica și în cazul relațiilor, că tot am vorbit astăzi de relația cu jobul și relația. Da, informația cu... există. În, în orice situație unde ai de la două variante în sus, că e o relație. Acum am un prieten care spune asta tehnica divorțurilor, eu zic nu. Zic, provocarea este că tu, înainte să intri într-o relație, nu bei paharul cu apă. Acum trebuie să bem paharul, paharul cu apă și înainte de o relație. Că, până la urmă, sunt relații care sunt menite doar să mă stârnească și să-mi arate ca și mesaj că e ceva pe drum spre mine și nu să mă agăți imediat de prima relație, leu asta funcționează. Deci, bea apă înainte, nu după, ca să nu ajungi să o bei după. Dar este și tehnica împăcărilor. Pentru că nu întotdeauna soluția este despărțirea. Uh -huh. da? Așa cum am și început povestea, de foarte multe ori soluția este să ne așezăm și să ne spunem de fapt fricile. Asta este după părerea cea mai mare problemă a relației: sunt fricile pe care le avem în raport cu celălalt. Că nu mă mai placi, că nu mă mai iubești. Că... Dar ne frică să spunem chestia asta. Da? Ne frică să cerem ne frică să spunem. Și atunci a trăim în fricile alea care nu sunt sănătoase nici păr, nici pentru asemenea relații. Așa că eu cred că între oameni baza este comunicare, acea sinceră, dureroasă, câteodată, da, vei produce durere, dar, pe de altă parte, mai bine o durere mică acum decât una mare după aceea, da? Iau decizii pentru. Sunt perioade în viața când alții au decizii pentru noi, ale importante și principale. Deci părinții mei au luat decizii importante pentru mine o perioadă de timp și știu că în viață avem momente când am vrea să vină părinții să ia decizie, să se șteargă cu buretele, dar din păcate asta este ceea ce n-au făcut părinții. Deci nu ne-au învățat responsabilitatea deciziilor și să ne bucurăm de a lua decizii, nu să ne speriem să ne fie frică, Uh, și iau decizii care nu sunt pe placul nici a copilului meu, dar stau și le lămuresc cu el. Dacă să înțeleagă că acea nemulțumire pe care o are acum, da? e o fază prin care o să trecem. Încerc să-l ajut cât de mult pot, nimic nu este perfect. da. Uh, și știu că unele informații le acceptă de la mine, altele aceeași informații, alte informații nu le acceptă de la mine. Dar le va accepta de la altcineva. Așa că uneori soluția nu sunt eu să-i dau informația, ci altcineva Cineva. să dea informația. Da, și știm toți, am trecut prin, în tinerețe prin asta, că dacă același lucru îmi spunea un prieten, era da, dacă îmi spunea nu, tata, era, era, era tip, da, ce Da. da Așa că procesul decizional este continuu, obligatoriu. Ideea este să luăm decizii cele mai bune pentru noi și implicit ele sunt cele mai bune și pentru cei implicați. Ce părere au ei, e, e problema lor. Eu când am spus că vin în România, n-au avut o părere bună. Dar eu în tici, am întâlnit și foarte mulți oameni care iau decizii în detrimentul lor ca să le fie bine celor din jurul lor. Oameni care se cred altrui sau că așa le-a spus lor da, rațiunea să facă. Da, da, e ok? Da. E alegerea lor. Eu sunt de acord cu asta. E, e foarte ok vrei să fii, dar nu reproșa. Cu condiția să nu reproșezi. Da? Adică, dacă vrei să faci un sacrificiu, trebuie să înțelegi un lucru. Că acel sacrificiu îl faci nu pentru alții. Îl faci tot pentru tine. Ci îl faci pentru că îți place. Și atunci, ideea este când faci sacrificiu, nu te aștepta la uh, laude, la mulțumiri, da? fă fără să te aștepți, fă necondiționat. Deci, ideea este că când vrei să ajuți pe cineva, ajută necondiționat. Ce înseamnă asta? După ce ai oferit ajutorul, uită că l-ai oferit. Pentru că altfel o să te aștepți, știi cum este cu ajutorul financiar. Atunci, când tu ai nevoie de bani, îți aduci aminte de cei care îți datorează banii și fix să nu i anuți, dau înapoi. Uhum. Și tu te superi. De ce? Pentru că, de fapt, ai uitat că în realitate ai dat acel ajutor financiar pentru că te-a făcut să te simți bine. Ei, deciziile din sacrificiu, luate din sacrificiu, cred că este un alt subiect. Așa de, că nu te de supăra misiune. pe ei, nu te supăra pe ceilalți, uh -huh. ci gândește-te la tine. Te-ai simțit bine? Da. Ăla a fost prețul. Sacrificiul tău a fost prețul binelui tău, da? Și dacă nu îți mai place, schimbă. Eu îți mulțumesc tare mult că ne-ai oferit atâtea informații. În metoda Silvia sunt și alte tehnici de accesare a informației. <gânt> da, da. Sunt foarte interesante. Eu le-am învățat, urmează să le și testez. Mm -hmm. Îți mulțumesc tare mult și îți doresc să iei decizii benefice pentru toți cei implicați. Mulțumesc, asemenea, și să luăm cele mai bune, cele decizii, mai bune decizii în acesta. Domnilor Doamnelor și domnilor, încheiem discuția aici. Sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă pe curând.